Aș vrea să-ți spun că Iisus Hristos te iubește. Te iubește Iisus Hristos atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu ca să moară, să fie batjocorit, să fie scuipat, să fie călcat în picioare și apoi să fie atârnat pe un lemn ca să moară și tu și cu mine să avem viață veșnică. Atât de mult te iubește Iisus Hristos încât nici nu-ți imaginezi. Probabil că te gândești în sufletul tău și ți-ai pus de multe ori această întrebare. Mă iubește și pe mine cineva? Se gândește și la mine cineva? Tatăl meu mă urăște, mama mea mă urăște, probabil că te-au dat afară din casă, probabil că nu mai știi în ce direcție să o iei și ești atât de disperat și atât de disperată încât te-ai gândit la multe lucruri și te-ai gândit probabil să-ți iei și viața. Aș vrea să-ți spun că nu aceasta este o soluție. Soluția este Iisus Hristos. El te iubește și a dat pe Fiul Său pentru tine ca tu să ai viață veșnică. Probabil că prietenii tăi te-au marginalizat, te-au dat la o parte, nu te vor în grupul lor, nu te vor lângă ei și ai vrea să ai prieteni, ai vrea să ai prietene și nu este nimeni lângă tine și te gândești probabil, Doamne, dar de ce așa? Ascultă-mă bine ce spun. Sufletul tău are valoare, Duhul tău are valoare. N-ar fi venit Iisus Hristos dacă tu n-ai fi avut valoare. N-ar fi venit, nu și-ar fi dat Dumnezeu pe Fiul Său pentru tine și pentru mine, dacă tu n-ai fi avut valoare. A venit Iisus Hristos și a găsit în tine o valoare și ți-a dat un dar minunat și ar vrea să se folosească de tine. Dar mai întâi de toate, pune-te la dispoziția lui Dumnezeu și Dumnezeu se va folosi de tine. Nu știu dacă ești părinte, probabil că ești părinte, probabil că nu ești părinte, dar să zicem că ești părinte. Și ai un copil pe care îl iubești, ții la el. Probabil că are 5 ani, 6 ani, cât s-ar greși el de mult? L-ai pedepsit, dar te doare? Te doare când îl pedepsești. Dar cum să nu te doare? Copilul tău, îl iubești. Indiferent cât de mult s-ar greși, tu ții la el pentru că este copilul tău. Să dai copilul tău, care este al tău, pentru un alt copil și să-i dai viața altui copil, prin copilul tău. Ai face lucrul acesta? Ei, gândește-te că Iisus Hristos a făcut acest lucru pentru tine și pentru mine. Și acum probabil tu te uiți și spui, da, dar eu nu sunt penticostal, eu nu sunt baptist, eu sunt creștin ortodox, sau eu sunt penticostal, sau indiferent ce religie ai, aș vrea să spun că înaintea lui Dumnezeu este egal cu zero. Dumnezeu nu se uită la religii. Să spună, tu ești baptist, tu ești ortodox, pe baptiști iubesc mai mult, pe penticostali nu iubesc atât de mult, pe ortodoxi iubesc mai puțin, că ăștia cum sunt și așa mai departe. Nu! Iisus Hristos nu se uită la aceste lucruri. Noi ne uităm, oamenii. Ne-am făcut niște reguli, ne-am trasat niște granițe aici, de aici, până aici sunt ortodoxi, ne uităm în Biblie și spunem de aici până aici sunt baptiștii, de aici până aici sunt catolicii, de aici până aici sunt martorii lui Iehova, de aici până aici sunt reformații și așa mai departe. Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a dat pe Fiul Său pentru oameni. Și tu și cu mine suntem oameni. Măcar că facem parte dintr-un cult. Ești ortodox, creștin după Evanghelie și așa mai departe. Le-am enumerat. Măcar că facem parte dintr-un cult. Să știi că Iisus Hristos te iubește și-a dat pe Fiul Său pentru tine. Tu ai valoare. Tu ai valoare înaintea lui Dumnezeu, altfel nu și-ar fi dat Tatăl pe Fiul pentru tine și pentru mine. Ai valoare. Puneți viața în mâinile lui Dumnezeu. Te iubește Iisus Hristos și aș vrea să-ți citesc acest verset. Vreau să te încurajez să-ți pui viața în mâinile lui Dumnezeu, nu în mâinile unor oameni, nu. Să-ți pui viața în mâinile lui Dumnezeu. Iisus Hristos te iubește, ascultă-mă ce spun. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine, ascultă ce spune, pentru ca oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede, oricine crede, oricine pentru oameni și oricine crede, oameni, că sunt englezi, că sunt francezi, că sunt români, că sunt indieni, că sunt africani, oricine, orice om care crede în Iisus Hristos, are viață veșnică. Are viață veșnică.
Eu la acest lucru te chem, la acest tată te chem, care a spus, mă duc să-mi dau fiul meu, fiul meu pe care l-am iubit și-l iubesc, mă duc să-l dau ca jertfă de ispășire pentru tine și pentru mine, pentru oameni. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ocrotească și să-ți dea Dumnezeu putere să te poți apropia de El. Pune-ți viața în mâinile lui Dumnezeu, fiindcă atât de mult te-a iubit Dumnezeu încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca tu să crezi în El și să ai viață veșnică. Prin sângele Domnului Iisus Hristos avem intrare și prin Iisus Hristos avem intrare slobodă la Tatăl. Și aș vrea să te provoc să devii un om, să devii un suflet care să ai o relație sfântă cu Dumnezeul tău. Vreau să-ți pun o întrebare. Dacă ai prieten sau dacă ai prietenă și o iubești și îl iubești, te întâlnești cu ea? Te întâlnești cu el? Spune și răspunde, răspunde tu în inima ta. Te întâlnești să îți faci prieten și îți faci prietenă pentru că o iubești, altfel nu te apropii de cineva și nu ții pe cineva de mână doar de dragul de a spune am și o prietenă, am și un prieten, ies și eu în oraș și să vadă lumea că sunt și eu cu cineva sau să vadă prietenii mei că uite ce fată frumoasă am eu lângă mine sau uite ce băiat frumos am eu lângă mine sau uite ies și eu cu el, nu îl suport, nu-mi place de el, nu-mi place de ea, nu mă uit deloc la ea, dar na, să nu zică prietenii mei că sunt singură sau sunt singur. A ieși cu un astfel de băiat sau cu astfel de fată? Nu! Ești cu cineva pe care îl iubești și o iubești, nu? Fii sinceră cu tine și fii sincer cu tine. Răspunde-ți tu în inima ta la aceste întrebări pe care eu ți le pun. Și dacă n-ai mai vorbi o săptămână cu el sau cu ea, să zicem cu el, și-ar pune semne de întrebare? Nu mă iubește, mă mai iubi, nu mă mai iubește, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Dar ai rezistat dacă îl iubești sincer? Ai rezistat să nu vorbești o săptămână cu el? Dacă îl iubești sincer, sinceră, dacă tu l-ai iubi, ai rezistat o săptămână? Nu cred. După ce l-ai văzut, v-ați despărțit și imediat pui mâna pe telefon și îl și suni. Ce faci, iubitule? Mi-era dor de tine. Nu? Pentru că vrei să ai o relație, îl iubești, este prietenul tău, ții la el, îl iubești și ai o relație cu el. Ieși în oraș cu el, vorbiți, comunicați, vă schimbați gânduri bune sau gânduri rele, îți spui dezamăgirile tale, îți spui înfrângerile tale, îți spui biruințele tale, îți spui laudele tale la adresa lui, îți spui, comunici cu el, îți arăți mulțumirea ta față de el, îți declari iubirea ta față de el, nu? Nu este așa? Așa este. Dar ascultă-mă ce spun. Iisus Hristos te iubește și vrea să ai o relație cu El. Așa cum ai o relație cu prietena ta, cu prietenul tău, cu tatăl tău, cu mama ta, cu frații de la biserică, cu... Așa cum ai o relație cu acești oameni pe care i-am spus mai devreme. Iisus Hristos vrea să ai o relație și cu El. Dumnezeu să te binecuvinteze și să te ajute. Să nu rămâi dezamăgită și să nu rămâi descurajată și să nu mai spui în inima ta că pe mine nu mă iubește nimeni, pe mine nu mă vrea nimeni, toți mă prigonesc, toți mă dau la o parte, toți. Aș vrea să-ți spun că Iisus Hristos te iubește și te iubește atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său ca să moară pentru tine și pentru mine. Indiferent că ești ortodoxă, că ești catolică, indiferent, nu te uita la lucrurile acestea, uită-te la Iisus Hristos. Și atunci când te pui pe genunchi și te rogi lui Dumnezeu, roagă-te ca și cum ai sta de vorbă cu o persoană, ca și cum ai sta de vorbă cu prietenul tău care te iubește mult și vorbești și comunici cu el. Vorbește cu Iisus Hristos la fel cum vorbesc eu acum cu tine. Cum eu îți transmit aceste cuvinte, așa să vorbești cu Iisus Hristos. Pune-te pe genunchi și spune, Doamne, am avut o zi plină de biruință, îți mulțumesc pentru ziua pe care Tu mi-ai dăruit-o. Doamne, ajută-mă, uite, plec de acasă. Te rog frumos, fii cu mine. Păzește-mă, Doamne, nu știu ce se poate întâmpla. Păzește-mă de uneltirile celui rău. Păzește-mă de lucrurile rele care se pot întâmpla. Păzește-mă. Faceți lucru măcar o zi. O zi. De astăzi spune așa, vreau să vorbesc, vreau să comunic cu acest Iisus Hristos care
a murit pentru mine. Vreau și eu să comunic cu el cum o fi, cum, pe lângă ritoale, pe lângă forme, cum vrei tu, închină-te, nu știu, numai să te închin lui Dumnezeu, să-i spui, Doamne, aș vrea să-mi pun sufletul meu în mâinile tale. Dacă tu m-ai iubit și spune această carte, v-am arătat Ioan 3 cu 16, versetul de aur al acestei cărți și îl veți găsi în orice Biblie, Ioan 3 cu 16, versetul de aur, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Domnul Dumnezeu să te binecuvinteze, suflet drag, și să te ajute să poți trece peste aceste momente grele care probabil sunt în viața ta. Treci peste, în numele lui Iisus Hristos, treci peste. Pune-ți genunchi înaintea lui Dumnezeu și roagă-te și spune-i, Doamne, aș vrea să am o relație cu tine, să comunic cu tine, să-ți spun biruințele mele, să-ți spun înfrângerile mele, aș vrea să am o relație cu tine. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea putere să înfăptuiești acest lucru. Aș vrea să lași acolo în comentariu un verset biblic să spui, este așa sau nu este așa, ai vorbit eretic sau cuvântul tău nu este bazat pe Scriptură. Contează cel mai mult ce spune Iisus Hristos despre tine și despre mine. Dumnezeu să te binecuvinteze și să-ți dea putere să înfăptuiești acest lucru. Prea iubiților, nu uitați că tot ce faceți, să faceți în dragoste. Căci dragostea acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, dragostea nu va pieri niciodată. Cu voi a fost Daniel Popescu și noi ne vedem curând. Vă doresc o zi binecuvântată!